Un show aviatic prilejuit de aniversarea Zilei Copiilor în Thailanda s-a încheiat tragic. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un pilot în vârstă de 35 de ani aflat la manșa unui avion Gripen a murit după ce aparatul de zbor a pierdut altitudine, s-a izbit de pământ, apoi a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs departe de zona în care se aflau copiii însoțiți de părinți. Cauzele tragediei sunt deocamdată necunoscute și fac obiectul unei anchete deschise de autorități. Cu ocazia Zilei Copiilor în Thailanda, bazele militare sunt deschise publicului, astfel că la demonstrație participau numeroase familii.